Uite, uite acolo ce e. Cofățișoare mândră și plăcută. Iar pomenitul Ioan de Hunedoara, stând necurmat alături de stăpânul său și întărindu-se mereu în virtute, într-atât a devenit vestit, încât la slujbele mărunte, cu care fusese răspărit încă de tânăr, s-a ridicat până la rangul de voievod al Transilvaniei. Victorios în multe rânduri împotriva oștilor turcești, Ioan de Hunedoara a dobândit pe drept numele de atlet al lui Hristos. Nume dat de însuși Papa Calix al III-lea. Așa să știți și voi, și copiii, copiilor voștri, în vecii vecilor. Auziți dumați? Da, Mărinte Castela! Acesta este Hristosul. De dar vedeți voi, a venit și de nenorocita zi de 11, din luna lui Gustar, în care, după strălucita victorie de la Belgrad, de unde l-am gonit pe turc, boala necruțătoare răpește pe cel mai viteaz dintre noi. Măria sa, Ioan de Hunedoara, hodinește în mândra cetate a Belgradului, Alba Iulia, de ghinte atunci din inima Transilvaniei, la hotarele sale. Papa Calix al III-lea spune despre strălucita victorie că a fost cel mai fericit moment al vieții sale și atunci dă o poruncă. În toate bisericile catolice din Europa, de atunci încoace, să bate clopotele la ceasurile 12 ale amiezii, să cheme creștinul la rugă și să amintească de victoria împotriva puternicului sultan, Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Asta să țineți voi minte, voi și urmașii urmașilor voștri în vecii vecilor. Auziți dumați? Da, Mărinte Castela! Prea vitești legea ai Hunedoare. Oare aveți ceva de grăit? Eu, Vladislav de Clopotiva, minui de Măreț Ioan de Hunedoara, jur slavă hotarul și cazărul Hunedoare. Așa să fie! Ura! 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 Eu, vorbă de cinciș, numit de Ioan de Hunedoare, ca frate copărtaș, jur slavă hotarul și cazărul Hunedoare, cu toate forțele mele. Așa să fie! Ura! 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 Eu, Ioan Cânde, castelan al cetății Hațigului, care a luptat în numeroase rânduri alături de măria sa, Ioane Hunedoara,
Jur să apăr castelul și pământul de Hunedoara cu toate puterile mele. Așa să fie! Ura! 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 Prea nobile, a zice să bați clopotul și bate și doba. Să afle sămii noștri cum îl comemorăm pe mărea sa Ioan de Hunedoara. Care cumva premerge
o acțiune pe care intenționăm să o desfășurăm în vară. E vorba de o tabără de pictură în care ideea este să se picteze proprietarii castelului. Iată că unul dintre, și probabil cel mai important, a susținut deja la Cumedoara, grație efortului domnului Petrescu aici de față și, în ultimul rând, a domnului profesor Liviu Lăzărescu. O să dau cuvântul domnului Petrescu a deschide această mică manifestare a unui act de donație. Act de donație care însă este unul important pentru Castelul Vorbim. Mulțumesc! Domnule director, domnii frați cavaleri, domnițe, stimați colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând, vă rog să permiteți celor care vă numiți Sfinția Marie, Mihail și Gabriel, Mihail, Gabriel, Gabriel, Mihaela, Gabriela, să vă urez multă sănătate, fericire, viață terminată și spor în toate. Ne aflăm astăzi aici, e drept, marcând, întâi un act de donație a unei lucrări plastice și în oricare. Ne aflăm, iată, într-o zi de sărbătoare creștină, într-un spațiu relevant al acestui monument, sala cavalerilor, și asta poate spune Liviu Lăzărescu, un nume cunoscut. A obosit recent din nou pe meleagurile natale, însă alaltă el s-a repliat la București pentru că domnia sa este pragul vârstei nonagenare și face un tratament de transfuzie de sânge pentru a-și menține fierul din sânge la un anumit nivel, ceea ce este vital pentru sănătatea domniei sale. Însă de la București ne transmite tuturor cele mai alese gânduri și este cu inima și sufletul aici, alături de noi. Pentru a nu pierde din vedere anumite elemente biografice, deși îi suntem aproape de mult timp maestrului, am să permit, cu găduința dumneavoastră, să citesc o scurtă schiță bio-bibliografică a pictorului și profesorului universitar Liviu Lăzărescu, pe care atât de astăzi cât și turiștii au să o poată lectura lângă tabloul donat. Liviu Lăzărescu, pictor, profesor universitar. Am încercat să o realizăm cât mai sintetic. Pictorul s-a născut pe meleagul Hunedoene, în Duminica Florilor, pe data de 1 aprilie 1934, în satul Părtinești, lângă Răștie, într-o familie de rugători. După absolvirea școlii în satul natal, a urmat cursul de liceu de ceva din Deba. Era perioada aceea de război, când bolșevismul se instaura în această țară și în Europa de Est. Încă din timpul studiilor liceale a fost prigonit de către comuniști, datorită faptului că tatăl său organizase la Siberia o celulă de rezistență anticomunistă și era încarcerat la ei. Astfel s-a văzut nevoit să lucreze la Combinatul Siderurgic Hunedoara până în anul 1956, când a fost admis la Institutul de Arte Plastice Nicolae Pinulescu, București, în clasa patrui profesor Corneliu Baba, căruia a și devenit discipol, asistent și prieten de o viață. După absolvirea facultății, începând cu anul 1963 până în 2007, timp de 44 de ani, a îndrumat tot atâtea generații de tinere talente la Catedra Secției de Pictură a Institutului de Arte Plastice Nicolae Cădărescu București, parcurgând toate treptele didactice universitare, de la preparator și până la profesor honoris causa. A elaborat și introdus în planul de învățământ universitar 4 cursuri fundamentale, a ilustrat cu prodigioasă activitate științifică prin publicarea unor cărți din domeniul artei și istoriei artei, valoare după care se învață și astăzi, articole, eseuri, recenzii și prefețe pe liste de specialitate, dar și pe lungimile de unde ale Radio România. A efectuat călătorii de studii în Germania, Italia, Franța, Israel, Bulgaria și Rusia. Inconfundabilele lucrări picturale ale maestrului Liviu Lăzărescu sunt cunoscute și apreciate atât în țară cât și peste hotare, grație multiplelor expoziții. Ca membru al grupului artiștilor plastici din România,
Valoarea și excelența au fost recunoscute prin acordarea unor distinții precum Ordinul Meritului Cultural, Ordinul Meritului pentru Învățământ, Profesor Honoris Causa, Diploma de recunoștință a Nunțiaturii Apostolice a Sfântului Scaun la București, Titulul Honoris Equitum al Ordinului Ecumenic al Cavalerilor de Pier Santa Cruce, cetățean de onoare al comunei natale și a altor orașe din România. Iată, în ziua de noiembrie 2019, așa cum a fost numit pictorul muzeilor de la Mărtinești, profesor universitar Liviu Năzărescu, donează pictura Maria Saia de Pretoara, ulei pe pânză 70 pe 50 cm, castelului Corbinilor din Pretoara. Domnia sa nu este la prima încercare și la prima inspirație tangentă și substanțială istoria. Vom aminti câteva lucrări plastice realizate de către maestru Liviu Năzărescu odinioară. Omul de aur, de ceva. Visul lui Aurel Frai. Avram Iancu la Sfințit. Părintele Arsenie Coca. Tata bătrân 1952, adică bunicul său. Memoria propriului trecut. Memoria istorică a propriei familii. Oria Flora Rex Dacia. Brâncovian Constantin, boier vechi și domn creștin. Apoi, recent, în acest an, cei 7 fericiți episcopatii români greco-catolici, Iuliu Hosu, Valeriu Traian Frențu, Ioan Bălar, Ioan Suciu, Alexandru Rusu, Tit Liviu Chinezu, Vasile Aftenie, știm bine că au fost beatificați în ziua de 2 iunie acest an, pe Câmpia Libertății la Vlar de către Papa Francis. Dar și Papa Francisc, care este expus la Nunțiatura Apostolică din București și care a fost văzut de către însuși Părintele, care se află în scaunul Sfântului Petru, în dimineața zilei din 2 iunie, înainte să plece către Lași. Și acum, iată, Maria sa Iancu de Pretoara, la care s-a gândit încă din februarie acesta, cum să omagieze, cum să-și arate prețuirea față de un oraș, față de o comunitate, care în anii 50 l-a adoptat atunci când, înainte să intre în examenul de maturitate, a fost izgonit din liceul de la Decebal și a fost nevoit să lucre în oțelărie ani de zile. Iar colectivul de muncă, oamenii de acolo, și l-au asumat pe tânăr Liviu, protejându-l în așa manieră încât, după câțiva ani, a putut să intre în Marele Sanctuar Universitar al Artei de la București. Și atunci a venit această idee. Să reprezinte pe unul dintre primii proprietari, dacă nu chiar primul proprietar, al acestei reședințe fortificate, pentru că înainte a fost cetat. Ioan de Pretoara a zis Ioan. Bineînțeles că artistul Liviu Năzărescu are o manieră portretistică proprie, bine definită, cumva derivată din filonul deschis de către magistrul său și prietenul său de viață, Corneliu Bau. Da, suntem cumva într-un gest de normalitate. Din păcate, în România, o donație este un lucru inedit, dar ne vom obișnui noi cu toții, atât cu generozitatea, cât și cu asemenea momente culturale. Cu găduința dumneavoastră, înainte să îl invit pe domnul director să citească actul de donație și să dezvelim tabloul pentru a-l admira, i-aș da juca să spună câteva lucruri pe domnul profesor universitar, domnul Sigismund Duma, care coboară dintr-o localitate istorică de Lucanație, Silvașul de jos, bine rundită cu familia Corvinilor prin familia Lucea. Azi gândiți-vă că
este fiul lui Voică din desușul Maței Voică și al Elisabetei Mărtenean din Cinciun de Hunedoara. Este primul român din istoria neamului care a fost sanctificat. A fost predicat la Hramul de Sfânt de către Papa Calixt al III. Personalitate universală pentru dânsul patru votele zilnic la orele 12 în întreaga lume. Din păcate, aici noi la casă bat puține locuri. Mă bucur că măcar aici la castel este venerat acest personaj al neamului românesc. Sigur, iată că această construcție, acest istoric remarcabil al zonei noastre, a salvat Hunedoara. A salvat Hunedoara care, sigur, după demolarea ceea ce a fost cel mai puternic centru siderurgic al României, o gură de oxigen pentru cetățenii acestei comunități, vine și de aici. Vine atât ca și cunoaștere istorică, dar iată și turistică, și chiar și câteva lucruri de muncă pentru câțiva dintre locuitorii acestui oraș. Aș sugera, sigur, celor care administrează această comunitate să organizeze și un muzeu al siderurgiei, până nu e prea târziu. Și l-aș recomanda să organizeze la gara Hunedoara. Vreau să vă spun că Musée d'Orsay din Paris, de unde arta Franței, este tot într-o gară. Ar fi încă, să spunem noi, o activitate importantă, atât de suflet, cât și de amintiri istorice pentru această zonă. Și de ce nu? Iată, un interes chiar și turistic, interesant, pe care vin la Hunedoara, după ce vizitează castelul, se vizitează și un muzeu al siderurgiei, pentru că altfel se va uita. Lumea uită repede. Așa cum a uitat și de ea în multă vreme. Abia de câțiva ani cu unul, am început să ne ducem aminte. Din păcate, ne avem cazul Hunedoarei, minunea continuă și un lucru pentru cei care sunt astăzi și care organizează tot felul de activități culturale, activități de sprijin, inclusiv activități de cunoaștere, de înălțare culturală și istorică pentru generația tânără care, din păcate, prea multă cunoaștere nu se în alte locuri. Dar iată că aici, în castelul acesta, pe Iambul, Ioane, se produc evenimente culturale care ne amintesc că străbunii noștri. Și e bine să ne uităm întâi și întâi ca și creștini și de ce nu iată ca și va fi finanțat un proiect de reabilitare a
centrului vechi, Piața Libertății, una dintre clădirile din acea ansamblu, în moment istoric, categoria B, are exact această destinație, cea de Muzeul Arheologic. Odată ce va fi restaurată, practic va urma o altă fază de achiziție de exponate și implicit de ilustrare a istoriei siderurgiei în Hunedoara. Sperăm ca acest demers să reprezinte un mic pas pentru o resurscitare zonală, să nu uităm situația deplorabilă a funcționarului de la Poveștia, ca să nu menționez acel cuptor de la Gherar. Până și eu, care sunt istoric, am la momentul de față anumite îndoieli că nu e potrivit de singură lucrătură. Ceea ce nu ar spune, ceea ce ne spune exact situația în care aceste obiective de istorie industrială se află. Cu atât mai mult, un gest de acest gen, un gest de donație și de păstrare, în rând a memoriei personajului important în istoria Transilvaniei și nu numai, care a fost luat iată de Hunedoara, este cu atât, mai importantă și sperăm ca să urmeze un obicei, așa cum zicea domnul Petrescu, a sprijini instituții de cultură, care nu fac nimic altceva decât până la urmă să cerceteze și să păstreze istoria și memoria locului. O să dau în continuare citire actul de donație. Subsemnatul profesor universitar Liv Răzărescu, Victor, domiciliat în municipiul București, strada Grigore Moisil, în calitate de autor și donatar al tabloului Maria sa iată de Hunedoara, ulei de pânză, 750 de centimetri, donez cu titlul gratuit lucrarea mai sus menționată, evaluată la valoarea de inventar de 3.000 de lei. Către Muzeul Castelului Corvinilor din Hunedoara, reprezentat prin subsemnatul Sorin Tindu, director al muzeului, în calitate de primitor al tabloului mai sus menționat. Donația de față este destinată expunerii permanente într-un spațiu destinat publicului vizitator din incinta Castelului Corvinilor din Hunedoara, prin aceasta contribuind la promovarea personalității istorice a voievodului Ian Budecu de Doarnie. Pentru punerea în fapt a prezentei donații, precum și pentru evaluarea condițiilor de expunere a tablului, înțeleg pe domnul Petrescu Dorin, căruia îi mulțumim încă o dată pentru această donație. În continuare, toate acestea fiind în beneficiul comunității. Vă mulțumim!